Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă în două variante. Varianta 1, lumânărica galbenă, varianta numărul 2, lumânărica mov. Alegeți una dintre aceste două lumânărele. Le-am folosit astăzi pentru această citire pentru a ajuta la curățarea energiilor și la îndeplinirea dorințelor. Este o zi în care trebuie să vă gândiți poate bine la ce vreți să faceți, vă poate veni o idee foarte, foarte bună. E o zi în care poate vă veți păstra zenul, să zic așa, veți fi logofa. Veți privi puțin mai detașați niște lucruri, nu le veți lua prea personal. Puteți avea de-a face și cu vreun intelectual. Vă gândește cineva, cineva poate cu funcție, cineva cu bani, cineva care se gândește la ce îi spuneți voi, la ce ați spus voi, la ideile voastre. Sau sunteți chiar voi această persoană, văd că casa va juca un rol foarte important pentru voi, o instituție. Poate o intimitate, poate că cineva se gândește la voi și ar dori cu voi o relație, poate fi partenerul care își dorește să vină acasă, să discute ceva cu voi, sau veți cunoaște pe cineva care vă poate propune ceva, o casă, o întâlnire. Astăzi e o zi în care veți fi poate și mai creativi. E o zi în care puteți fi creativi, avea niște recompense, niște daruri, dar trebuie să fiți poate și puțin mai prudenți la o persoană, un dușman. Vă cam urmărește, să știți, cineva, vă spionează cineva, cineva coace ceva, aș putea să spun aici, e un bărbat care poate fi chiar străin de casa voastră, da, de nația voastră chiar poate fi. Aici cumva aflați, de aceea poate trebuie să gândiți bine, să priviți lucrurile mai detașat, că pot fi niște situații puțin așa, adică să le gândiți cu înțelepciune lucrurile astăzi, pentru că pot fi și pe societate niște lucruri, dar pot fi și în viața voastră personală, poate într-o relație cu cineva să apară o neplăcere. Haideți să vedem varianta numărul 1. Vin vești petrece. La această variantă se pare că puteți avea o reuniune de familie, poate o nuntă, o petrecere, o căsătorie, o logodnă, un parteneriat, aici văd că poate apărea, dar o să aflați și niște bârfe, niște răutăți. În orice caz, decizia este a voastră, poate că de aceea trebuie să stați să gândiți. Pentru că s-ar putea cineva să vă propună o relație, un contract, un parteneriat, să intrați într-o afacere cu cineva, să vă duceți la vreo petrecere și de aceea poate trebuie să gândiți voi bine ce faceți, pentru că poate aveți și de-a face cu vreun bărbat pervers, gelos, invidios, care încearcă poate să vă facă niște șicane. Deci cine aici, acest bărbat, orică voi veți, pentru că aveți deja aceste vești, aceste gelozii, invidii, șicane, hărțuire sau urmărire, vă spionează cineva, voi vă veți întâlni cu familia și vă veți pune în siguranță. Ori voi la această reuniune, unde aveți voi reuniune, voi aveți petrecere, aveți reușită, dar cineva are răutăți. De ciudă că voi sunteți bine sau nu știu, de gelos ce este sau de invidios ce este. Da, pentru că se simte cumva că a pierdut, să zic așa, lozul câștigător. Nu l-a meritat, că dacă îl merita, cu siguranță nu-l pierdea, nu vă pierdea. Aici poate fi și legat de vreo fostă relație care nu se poate. Pentru că am zis că aveți un dușman care cumva vă spionează, vă urmărește, lucrează împotriva voastră, adică el nu este, orice faceți voi, el încearcă să vă pună bețe în roate. Fie vorbindu-mi cuiva despre voi lucruri care să vă întârzie, dar nu văd, pentru că voi aveți, cum se spune, voi aveți oamenii, persoanele de bază, care nu contează restul ce gândești, ce vorbești, ce încearcă ei să facă, pentru că voi exact cu cine aveți nevoie să discutați, să rezolvați, să fiți bine cu aceea, nu aveți probleme pentru că aceia vă cunosc foarte bine și aceia au altă energie și atunci răutățile acestea văd că nu vă pot atinge. Acest gelos este cineva care poate visează, visează și el o consolare, visează și el o prietenie. Deci poate fi cineva care și-ar fi dorit cu voi o relație și poate că voi v-ați rupt de această persoană și atunci el încearcă cumva prin altcineva să ajungă la voi, s-ar face prea poate că el va încerca și prin alte persoane, chiar printr-o prietenă, prieten de familie, dar voi trebuie să vă decideți, de voi depinde, trebuie să știți voi, adică aici cumva
Dacă aveți de-a face, orice ar fi și propunere de serviciu, ar putea să fie cineva care, dacă nu poate să vă propună el direct un serviciu, să încerce prin altcineva ca să poată ajunge la voi. Dar el e un bărbat pervers, frustrat, un bărbat răutăcios. Adică voi poate că va trebui să vă bazați și pe inteligența voastră, de aceea apăruse poate filozoful, nu? Să stai să te gândești, să-ți analizezi bine ceva, pentru că probabil ceva te va, sus, va trezi o suspiciune, o veste, o vorbă zburată, adusă de vânt sau nu știu, aici pot fi astfel de situații, pentru că poate fi o zi foarte frumoasă, reușită, dar într-adevăr și cu niște răutăți. Haideți să vedem varianta numărul 2. Wow, un noroc și la voi foarte mare poate fi, să știți. Astăzi puteți avea un mare, mare noroc, o mare oportunitate, dar într-adevăr și o prudență și voi, pentru că puteți avea de-a face cu o persoană bogată, dar nu e prea sincer, o să aflați voi aici de niște oportunități. Poate că vă sunt avantajoase, acum depinde ce gândiți voi, că e vorba de acea filozofare, pentru că văd aici că puteți face un drum, o călătorie, puteți câștiga o sumă de bani, cineva să vă propună o afacere sau chiar o relație, sau sunteți deja într-o relație și poate apărea și o neîncredere, cum ar veni partenerul, îți spune că pleacă la un drum. Care o oportunitate și cumva nu prea ești tu, poate de, nu prea crezi tot ce spune sau tu ai niște oportunități și partenerul tău nu prea te crede. Dar vei avea câștiguri. Deci asta este o zi foarte bună de câștiguri, așa cu niște consolări, să zic aici, cu niște surprize. Câștiguri neașteptate de la drum, în drumurile tale oferte. Doar că poate într-adevăr trebuie să mai și filozofezi, pentru că există această carte a spionului, a dușmanului, care el dă târcoale, cum ar veni, abia așteaptă să te prindă în plasă, să zic așa, adică sau să cazi tu în plasa cuiva, că aici s-ar putea să ai de-a face cu o persoană care el, neputând ajunge direct la tine, pentru că, nu știu, tu poate știi că este așa cum este, sau el nu se poate descurca într-o situație dacă ar fi față în față cu tine și atunci el apelează la o altă persoană mai experimentată, mai potentă financiar ca să te impresioneze și ca să poată, dar văd că nu va putea pentru că tu ești poate foarte inteligentă ca persoană, filozofă, intuitivă și atunci cumva vei găsi soluția sau poate întâmplarea aici, poate fi și întâmplarea să te facă pe tine să schimbi ceva brusc. Și asta pentru tine îți aduce o mare surpriză, o mare bucurie. Depui pe gânduri chiar pe dușmanul tău, pe cel care el țesuse el acolo, săracul de el ceva, încercase el să facă ceva și nu i-a ieșit. Și asta e marea surpriză. Îl pune puțin pe fugă chiar, pentru că aici văd cumva acest dușman pare că fuge totuși. Deci el e împotriva ta, este dușman, te urmărește. Dar pentru că tu ai făcut această schimbare inteligentă, îl pui pe fugă. La prima variantă s-ar putea datorită familiei, prietenilor, să-l pui pe fugă. Că el nu va reuși să obțină ce vrea pentru că ai în jurul tău niște persoane, prieteni, colegi sau familie, sau apar pentru că tu ești o persoană inteligentă și te gândești și faci tu o schimbare, faci tu o întâlnire, propui tu cuiva ceva, iei tu cuvântul și ți pui punctul de vedere și în felul acesta. Deci astăzi aș putea să spun din ce simt energiile că dușmanii, mă rog, răufăcătorii, răuvoitorii, cei geloși, cei cu bețe în roate, cei care sunt frustrați sau, nu știu, sunt perverși așa, adică clocesc ei câte ceva, încearcă ei să facă niște combinații, în roate câte cap, cum se zice, în anumite grupuri de persoane așa mai, care sunt luate pe, au luat-o pe niște căi greșite, că gândesc ei că ar putea și se pare că astăzi e o zi în care nu se va putea, foarte greu se va putea, adică poate cine nu știu, este, nu gândește sau nu e pe fază sau nu, are, nu are foarte multă intuiție, nu are o experiență poate personală, bine ar fi să nu aveți experiențe personale negative, dar măcar ați văzut, ați auzit la alții și poate că asta, faptul că știi multe, că filozoful acela, filozofia asta de viață vine și datorită faptului că cunoști foarte mult, ai citit, ai studiat, ai învățat, poate și experimentat sau ai văzut experiențele altora și le-ai gândit așa, le-ai trecut prin filtrul tău și ai ales ce lecție este importantă și
Cumva văd așa o mare, mare reușită care poate fi astăzi un drum, o călătorie sau chiar te caută ceva de la drum, îți propune ceva, îți aduce o surpriză, da? Deci un câștig, o reușită într-o afacere. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru această zi, ca surpriză, eu sper să aveți o zi fantastică, să se curețe energiile, de aceea am și ales special aceste lumânărele, galben, pentru că galben este și vindecător și aduce și succes și reușită și ține la distanță, să zic așa, energiile malefice și această lumânărică care este mov și este lumânărica cunoașterii, a spiritualității, a credinței, a încredere în tine, care o ai tu, a forței, care o ai tu, dar respinge așa direct, parcă ai un scut de protecție, aș putea să spun, uite, o plasă, ai o plasă de protecție în care tu prinzi în plasă pe cei șmecheri, hoții, pentru că tu faci, ai foarte bună intuiție și aș putea să spun chiar și când nu gândești, așa parcă în virtutea inerției te împinge divinitatea și spune, uite, ia-o pe aici, mergi pe aici, zi asta, fă asta, știi? Sau și greșel când faci, când spui o vorbă greșită, nu este neapărat pentru că tu n-ai gândit, ci pentru că a vorbit prin tine cumva, ești foarte conectat la divinitate, aș putea să spun aici, la această variantă, pentru că aveți acest mare corn al abundenței care este totul, practic, ce dă divinitatea, faptul că tu ești o persoană care ești, ai încredere în tine și în divinitate și știi că Dumnezeu nu te lasă și dacă faci bine, dacă ești o persoană cu intenții bune, dacă ești o persoană de bună credință, cum se spune, și în felul acesta plasa, de fapt, o întinde Dumnezeu, cum se spune, poate prin mâna ta, prin vorbele tale, prin și greșelile tale, exact a celor care poate aveau intenții rele față de tine. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, adică cu alte cuvinte, e un revelator, aș putea să spun, uite cum s-a prelins un pic de ceară când am mutat eu cărțile, le-am așezat și am pus lumânărica și uite cum a pus aici această, cum curăță, deci aici cumva curăță aceste energii, da, și aduce mai mult, le pune în valoare, îți spune norocul în valoare, îți spune pe cel necinstit în valoare, cu toate că el pare, cum să zic, în față, pentru voi aici poate fi o persoană cu intenții bune, adică îți spune, te ajut, te susțin, îți dau, sunt sponsorul tău, eu sunt cel mai bun, dar el are și o doză de trădare, să zic așa, el poate fi un profitor sau poate fi un bărbat căruia îi place, e foarte, foarte materialist, foarte materialist. Și atunci el, când vine vorba de sentimente, nu are sentimente, el pune deasupra oricărei interese, interesul material, profitul lui sau dorința lui, ce își dorește el pentru propria persoană, dar într-un mod dezonest, adică că toți ne dorim, ne gândim la noi, nu toți avem această dorință de a fi concentrați pe noi, să ne fie bine, dar mai suntem și sinceri, adică spun, băi, nu vreau să nu te pot ajuta, nu, dar nu încerc să te păcălesc ca să-mi poată fi mie bine. Deci aici cumva asta veți reuși, face schimbare. S-ar putea să se producă și vreo schimbare la nivel de societate, să aflați voi că cineva pleacă, cum ar veni, ăsta e norocul, oportunitatea, succesul, că cineva pleacă într-o zonă, într-o situație care cumva acolo nu prea era de încredere și în felul acesta se produce o schimbare norocoasă pentru voi, devine această surpriză, această consolare, această reușită care vă poate compensa cu ceva. Cam atât din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru astăzi. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!